Ok. Ne-am îndulcit. Ne-am scos lista și am trecut filme pe listă. Hai să ok, astea bune, da? Ok. I memorized it. Hai să vorbim de filmele proaste. Top 5 filme proaste din 2021. Înainte de toate, aceasta nu este o listă personală, evident, pe care eu am ales-o cu... Și îți dai seama că eu am văzut toate filmele din 2021. Toate toate și alea din canal. Astea sigur sunt cele mai proaste filme, nu ai cum să mă contrazici, e o listă oficială, am dat-o în America, pe MDB, pe toate astea, toți merg după lista mea. Dar, pentru că eu sunt un om mărimimos, toate astea, lasă-mi și tu în comentarii lista ta de filme proaste pe 2021. Începem cu locul 5 și aici am băgat două filme care într-un fel sau altul au o legătură. Mortal Kombat, care este o dezamăgire, nu este neapărat un film, e și un film pro, dar e o dezamăgire, o să o spun așa. Îmi place Mortal Kombat, îmi place lorul din Mortal Kombat, mă joc foarte mult Mortal Kombat și filmul ăsta a fost ieftin. Și Free Guy. Am văzut filmul ăsta la cinema și ăsta e un film despre jocuri, nu are mai nimic din jocuri, doar Fortnite și impresia că e în GTA, dar de fapt e în Fortnite, nu e în GTA. Umorul lui Ryan Reynolds, același personaj de la Deadpool încoace, no. Legătura dintre astea două de aia le-am pus pe amândouă pe locul 5, îs jocuri. Mortal Kombat, joc video, Free Guy, joc video. Și amândouă m-au dezamăgit la fel de mult. Mortal Kombat nu mi s-a părut serios, iar Guy nu mi s-a părut amuzant. Pe locul 4 ah, avem Jolt. Probabil nu ați auzit de filmul ăsta, poate e mai bine așa. Ăsta pare un film din ăla făcut ca să îți plătești datoriile, știi? Nu știu cum am ajuns să văd filmul ăsta, dar e rău i-am făcut și un review, e foarte rău. Cred că e cu femeia care a jucat înainte în filmele Underworld și a încercat să facă o, un film de acțiune gen Crank, așa, Raunchy sau nu știu ce și a ieșit doar unul foarte ieftin unde au câteva locații, un studio din Buftea, nu știu ce s-a întâmplat, dar e oribil. La un moment dat au o reclamă la McLaren în timpul filmului, e rău. locul 3. E un film prost, dar în același timp e și o mare dezamăgire old, făcut de M Night Shyamalan. Băi, eram acolo. Trailerul părea dubios. An unexpected journey. Let's fucking go. M-am prezentat la cinema cu toată ființa mea și tot entuziasmul pentru omul ăsta, pentru că îmi place de M Night Shyamalan. E un underdog în Hollywood și un regizor care face În continuare face chestii originale aproape pe banii lui, ăsta e nebun, face ipotecă la casă, finanțează el cam jumătate în filme, e nebun. Dar men, ăsta nu a fost filmul ăla, nu, dialogurile soribile actorii joacă pe jumate, câteodată deloc și premiza e ok, dar unde se duce e tot. Da la Iurea. nu recomand, a fost o experiență proastă, atâta pot să zic. Și acum ajungem la ultimele două. Ah, cele mai rele. Pe locul 2 avem Spiral, care e, o, e un spin-off, dar cumva e și o continuare de la filmele vechi so, mă, filmul ăsta a fost așa de rău. Tot marketingul pe baza acestui film cu Chris Rock a fost că nu, 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 e complet ceva diferit, e foarte detașat de filmele sau e în universul ăla, dar e total altceva. Când ai play, e so. Da, păpușa nu mai e cheliosul, e un porc, dar e aceeași chestie. În continuare apare păpușa cu mască, în continuare apar jocuri, deci e un film so. Nimic nou și e chiar unul rău. Am fost dezamăgit, nu că avea ma mare așteptări, dar. S-a văzut lipsa de creativitate, s-a văzut lipsa de a aduce ceva nou în franciza aia cu so. Nimic, frate. Și ultimul. Ăsta a fost cel mai prost film pentru mine. Deși Jolt poate e un film ieftin, clar făcut ca să-și plătească cineva facturile. Free Guy e un film cu, uh, ci că în lumea jocurilor video, dar are referințe din Avengers. Mortal Kombat e, un, e o varză, e all over the place. Ah, Ce-am mai vorbit? Old e scris cum e scris și povestea se duce în stupid. Mă, dar a fost un film care trebuia să fie și acțiune și comedie și cu actori cât de cât capabil și că chiar în Reynolds unul dintre ei și de rock și a fost oribil. Red Notice pe locul 1. Poți să spui, nu mă interesează. Asta e un film de 200 de milioane, nu o să-mi scot asta din cap niciodată. Cum un film de 200 de milioane arată așa? Cum are dialogurile alea? cum The Rock și Ryan Reynolds fac aceleași personaje pe care le fac de atât și Gal Gadot nici măcar nu are personaj. Păi, ea nu e mare actriță, ea doar... Hello, Mr. Jones. Iar mă enervez. Am reveul la el, nu mai trebuie să mă enervez aici, dar... Ăsta a fost... La ăsta nici nu pot să-i spun o dezamăgire. Că nu l-am așteptat. Știam că nu o să fie neapărat cel mai bun film, dar am vrut să mă distrez. I-am dat play într-o după masă și am zis, de ce nu mă distrez? De ce de rog ridică o piatră de zici că e burete? Ce se întâmplă? Asta e un film în 2021 sau trebuia să iasă cu 4-5 ani? Ăsta rămâne cel mai prost film pe care l-am văzut anul ăsta. Asta a fost lista mea. Lasă lista ta în comentarii. Da, poți să verifici și filmele bune dacă vrei. So, that's that. Da? Mulțumesc foarte mult. O să las în descriere și review-uri pentru filmele astea, la ale la care am făcut, în mare parte am făcut la toate, dacă ești curios de o părere mai detaliată, că asta totuși în un top. Bun, mersi foarte mult, poți să verifici și playlist-ul cu topuri, ca să le vezi și pe celelalte, mai ales când apar sau ceva, unele le pun mai devreme pentru membrii, cum ar fi filme bune, filme proaste, seriale și mențiuni. Astea sunt toate. Vizionare plăcută! Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.